Pacea Domnului Iisus. Vreau să mă duc în altă țară. Și am venit acasă și m-am pus pe pat și am strâns loc și am văzut că nu aveam nimic ce să pun în valize. Nu aveam ce să pun în valize. Și vine cineva și mă ia de mână și îmi spune așa: nu este îngăduit ca tu să pleci în altă țară. Am altceva pentru tine. Mă ia de mână, un tip frumos, dar nu-l vedeam. Îl simțeam, dar știu că era foarte frumos, foarte alb. Și îmi spune: este îngăduit ca să-ți arăt ceva. Vino să vezi. Și m-a luat și m-a dus la reanimare. Unde m-a dus acolo la reanimare, erau oameni mulți, chinuiți, în aparate, în fire. Și lumea le aștepta, oamenii lor le așteptau la poartă și n-avea cine să le dea un răspuns. Și eu zic: Doamne, de ce mi-arăți mie lucrul acesta? Că eu n-am cui să spun, eu nu pot. Eu nu sunt în stare să mi-arăți mie lucrurile acestea. Și îmi spune: tu nu poți să faci nimica, doar să te uiți și să duci mesajul meu la poporul meu, pentru că iubesc poporul. Și mi-a arată și îmi spune așa: mi-a arată oameni care erau legați de mâna stângă la pat. Erau legați de piciorul stâng, tot la pat. Și aveau câte un fir așa în gură, ceva la gură alb, să nu poată să vorbească. Și erau unii aproape de morgă și a zis că unii au ieșire de acolo, intră la morgă și alții ies pe poartă, afară. Unde ieșa pe poartă afară, foarte puțin ieșau, acolo era un domn, se numea domn, era satana, care le-a legat, de asta erau legați, pentru că erau morți și nu mai putea ca să spui: am păcătuit, am spus minciuni, eu sunt de vină, m-am certat și nu m-am cerut iertare și am rămas legat. Și a zis așa: cine este legat pe pământ, este și sus în cerul legat. Și a zis așa: plângeți cu cei ce plâng, spune poporului meu, plângeți cu cei ce plâng, suferiți cu cei ce suferă și veți avea parte din Împărăția lui Dumnezeu. Dar eu am zis: suferim cu cei ce plâng, suferim cu cei ce sunt în necazuri, suferim. Și a zis: nu, nu este adevărat, nu suferiți. Atâta minciună, atâta atrofie, atâta mândrie pe pământ. Aveți de toate și sufletul vostru este gol. Aveți mult și spuneți că nu aveți nimic. Și nimicul acela n-are binecuvântare. Nimicul acela nu-i nimic. N-are binecuvântare. Nu va spori niciodată. Și a zis așa: dacă tu ai milă și iubești, îți arăt un lucru. Și mi-arată mai mulți neamuri, mulți de-ai mei, frați, domnul, surori, copii care treceau prin mari încercări. Dar eu spuneam că sufăr, dar sufeream puțin. Și când am văzut, mi-arată una din fetele mele, care iubesc cel mai mult. Și mi-a pus acolo pe pat. Era legată și era legată la gură, vrea să spui ceva, dar avea limba umflată. Așa făcea satana, că oamenii să nu-și spună ce vor să facă, ce vor să spună, să-și ceară iertare. Și atunci m-am văzut și parcă mi s-a spus și ea inima în mine. Lăsă-ți, Doamne, de ce îngădui așa peste fetița mea? De ce, Doamne? Și a zis așa: n-am îngăduit, doar ți-am arătat unele lucruri, pentru că ai zis că ai dragoste, dar n-ai destul.
Așa să suferi pentru frat, să simți durerea. De ce zice, suferiți cu cei ce suferă, plângeți cu cei ce plâng. Dar pe voi v-a apucat mândria și mândria înaintea căderii. Și-a zis așa, scurtă este vremea, că voi veni să-mi iau mireasa, dar mireasa mea nu este pregătită. Mireasa mea nu intră la lucrarea lui Dumnezeu. Mireasa mea, poporul meu l-a cuprins mândria, l-a cuprins foamea, are de toate, dar el este flământ, n-are nimic, a spune. Și vă rog frumos, mi-a zis așa, nu este fiica ta. Am vrut să arăt ce este milă. Asta înseamnă să ai milă. Dacă ai pe al tău în suferință, suferi cu adevărat, dar pentru altul niciodată. Și Dumnezeu nu ne vrea așa. Ne vrea să suferim, să ne doară, să ne pese pentru cei ce suferă. Dar noi nu suntem așa. Mă rog în numele Domnului Iisus să nu mă luați în râs. Am făcut cu mare greu lucrarea aceasta. Mi-era greu să spun lucrarea aceasta. Distribuiți ca lucrarea să ajungă. Mă rog frumos. Mi-era foarte rușine să fac lucrul acesta, dar fac de frică. Pentru că El este Dumnezeu și El ne obligă. Inima în mine să zboate, tot în mine să mă ascund și să plâng, să strig. De ce, Doamne, îngădui? Nu-ți vrednică. Nu-ți vrednică, nu-ți credincioasă, nu-ți așa de pocăiță. Ce ai găsit termine? Nu știu carte, mi-e greu. Dar o fac pentru Domnul. Dumnezeu mi-a zis, nu ești tu. Tu ai venit să duci mesajul meu. Atâta. Nu poți să faci nimic. Vreau să ajut să fac ceva, dar nu făceam nimic. Făcea Domnul, vrăjmașul, întindea gurile să nu mărturisim păcatul nostru, să nu ne cerem iertare, să nu ne împăcăm. Ne împăcăm, dar fațarnic. Și să folosim minciună ca să ieșim din ale noastre. Să ieșim noi buni, curați, bazma curată. Rămâneți cu Domnul Iisus. Și Dumnezeu să vă aibă în pază. Domnul să vă binecuvinteze.